La ce ai dat un primul? Geografie. La geografie. Cum au fost subiectele? Au fost destul de ușoare. Nu a fost chiar complicat. Te mă așteptam. La ceva? Mă așteptam puțin mai greu. Ai avut și un subiect care ți-a dat bătăi de cap? La România mai mult, că nu era, n-am învățat așa, m-am concentrat mai mult pe matematică, că acolo aveam probleme. Aha, nu prea am învățat geografie. Greu. La ce ai dat? La fizică. Ce a fost greu? Problemele în general. Mulțumită, am făcut pregătire în vară și destul de bine. La ce ai dat acum? La chimie. Cum au fost subiectele? Accesibile. Mi-a dat bătăi de cap niște coeficienți la o ecuație, în rest nimic greu. La ce ai dat? La fizică. Și? Au fost acceptabile. Te așteptai la subiecte mai ușoare, mai dificile? Așa, oricum. Nu mi s-a părut ceva dificil, foarte greu. Nu. A fost bine, zic eu. Ce notă crezi că e? Peste 7. La fel ca la fiecare probă și de această dată au fost tineri care au lipsit, deși și-au depus dosarele inițial. Din cei 1084, 213 nu s-au prezentat. Cei care au susținut probele încearcă să întrevadă ce le rezervă viitorul. După, mă gândeam să văd acum anul ăsta mai găsesc locul liber la agronomie. Dacă nu, s-ar putea să plec undeva, ori la muncă, ori în țară, ori în străinătate. După vreau să mă înscriu la facultate, la Iași, la Gheorghe Asache. Nu m-am hotărât încă pe domeniu, dar văd la fața locului, probabil. Încerc să mă orientez către facultate sau post liceală sau chiar și un loc de muncă, este binevenit. Peste hotare sau aici? Nu? Oriunde, nu mai am pretenții acum. La ce ocazie avem? Ești dispus să pleci și peste graniță? Da. Tinerii candidați vor afla rezultatele luni 2 septembrie. Acestea vor fi afișate până la ora 16 și între orele 16 și 20 vor putea fi depuse eventualele contestații. În perioada 3-4 septembrie vor fi rezolvate contestațiile, urmând ca rezultatele finale să fie afișate pe data de 5 septembrie.